Zodiile compatibile în căsătorie și în pat. Vezi cu cine te potrivești în funcție de horoscop și caracteristicile fiecarei zodii în parte. Zodiile compatibile înseamnă pentru cei care sunt pasionați de horoscop și astrologie, acele zodii care pot încheia relații durabile și armonioase. Conform cancan.ro, în funcție de zodia în care s-au născut, nativii fiecărui semn din horoscop au anumite particularități și datorită lor apar compatibilitățile cu alte semne zodiacale. Potrivit astrologilor, pot fi zodii compatibile în relațiile profesionale, dar care să nu se potrivească niciodată într-o relație personală. Ba mai mult, deși pare o contradicție, zodiile compatibile într-un cuplu armonios pot diferi ușor de cele compatibile din punct de vedere al pasiunii sexuale. Cea mai bună compatibilitate pentru berbec în relația de cuplu este leul sau săgetătorul, dar și zodiile de aer, vărsător sau gemeni. Va putea menține o relație palpitantă, unde semnul de aer va aduce noutatea, iar berbecul nebunia. Taurul este o fire puternică, încăpățânată, dar la fel de mult este și un familist convins în care poți avea încredere. Cea mai bună compatibilitate pentru taur este cu zodiile capricorn și fecioară, dar se poate simți împlinit emoțional cu racul sau peștii, formând o relație de cuplu plină de dragoste. Gemenii se plictisesc destul de ușor, de aceea au nevoie de semne asemănătoare. Cea mai bună compatibilitate pentru gemeni sunt zodiile, cabalanța, vărsătorul, berbecul pentru că împreună pot visa. Cea mai bună compatibilitate pentru rac este cu peștii, dar și cu scorpionii. Sunt extrem de atenți atunci când se simt iubiți, iar racul știe cum să iubească cu patos. Compatibilitatea pentru căsătoria cu leul, el nu poate fi înțeles de prea multă lume, deci trebuie să aveți grijă pe lângă cine nimeriți. Cea mai bună compatibilitate pentru leu, o formează zodiile berbec și săgetător, semne de foc ca și el. Cea mai bună compatibilitate pentru fecioară este cea cu taurul și capricornul. Se înțeleg perfect și pot face casă bună. Dintre zodiile de apă, scorpionii se vor simți atrași de loialitatea fecioarelor, iar racii pot face pereche cu acei nativi din zodia fecioarei mai temperați. Cea mai bună compatibilitate pentru balanță este cu gemenii sau vărsătorii. Cu cei din urmă pot face o poveste de dragoste superbă, căci sunt doi visători libertini și știu să să-și acorde spațiul necesar. Persoanele din zodia săgetătorului pot fi totuși schimbătoare și nehotărâte. Cea mai bună compatibilitate pentru săgetător este cu berbecul și leul, care pot ține pasul cu el, deși pare un visător și de aceea se potrivește perfect cu aventurierul vărsător. El este loial și foarte corect și își dorește o lume la fel. Cea mai bună compatibilitate pentru... Capricorn este taurul sau fecioara, zodii ghidate de aceleași idealuri în viață. Scorpionii se pot bucura de ambiția Capricornului, de stabilitatea emoțională și seriozitatea cu care tratează problemele din viață. Vărsătorii trebuie mereu să inventeze, să se simtă în largul lor și să fie gata oricând de o nouă aventură. Cea mai bună compatibilitate pentru vărsător este săgetătorul, care îl va urma și susține în toate nebuniile vieții lui și cu berbecul care îl va inspira și va fi o sursă nesfârșită de idei. Peștii sunt înflăcărați și tocmai de aceea cea mai bună compatibilitate pentru pești sunt scorpionii. Aceștia sunt siropoși fără cusur, dar și racii, care le vor declara iubirea veșnică și absolută pe care o caută peștii cu atât ardoare. Dacă însă nu dau peste zodii de apă ca ei, fac echipă bună cu taurul sau capricornul, relatează cancan.ro.